Acest program este susținut de Aqua Carpatica, gustul purității. Laura Codruța Chioveși, femeia de fier a justiției din România, face marele anunț. Candidează sau nu la președinția României? Aflați de la noi! Caz șocant într-un spital din București. Un asistent medical ar fi sedat intenționat 3 paciente. Motivul nu este cunoscut, dar există suspiciuni de viol. Una dintre paciente a ajuns în stare gravă la terapie intensivă. Cazul ridică multe semne de întrebare. Cine este tânărul asistent și cum a avut acces la medicamente? Este pentru prima oară când recurge la un astfel de gest? Dezlegăm ițele astă seară la Mădălin Ionescu Show cu un trio formidabil: Monica Tatoiu, Sorin Constantinescu și Marius Ghilizan. Bani dubioși din România pentru familia Biden. Congresmeni republicani investighează motivul pentru care milionarul român Puiu Popoviciu, condamnat pentru corupție, a băgat milioane de dolari în conturile fiului președintelui american și ale altor membri ai familiei. Scandalul este uriaș. Vă oferim detalii. Joaca de-a plantatul palmierilor între primarul sectorului 3 și cel al capitalei. Nici nu au fost bine udați că au fost scoși. Ar fi de râs dacă nu ar fi de plâns, mai ales că socotelile și răfuiala sunt pe banii noștri. Ce l-a scos din minți pe Nicușor Dan și ce argumente aduce primarul Robert Negoiță, vă spunem noi în câteva minute. Am fost, ne-am făcut de râs, am înfrânt. Vorbim despre Eurovision, concursul care an de an toacă sute de mii de euro pentru nimic, nici măcar un punct. Așa că ultimul loc l-am avut asigurat. Ce ne lipsește? De ce ne încăpățânăm să mai participăm? De ce ne săpăm singuri groapa? Întrebări la care încercăm să găsim răspunsuri de bun simț mai târziu. Se mută unii americani conservatori în Rusia. Nu, nu e o glumă, dar poate fi propagandă a Moscovei. Rușii vor să înceapă construcția unui sat pentru adepții lui Trump, care nu mai cred în valorile democrației din SUA. Cine plătește construcția comunității și câți americani ar dori deja să se mute? Ei bine, vă informăm imediat. O ediție foarte tare, doamnelor și domnilor. Bună seara! Încă de la debutul săptămânii începem tare. Monica Tatoiu, Marius Ghilezan, Sorin Constantinescu, bună seara! Bună seara! Bine ați ajuns, bine ați venit! Anunțul pe care, nu știu dacă l-așteptau românii, dar potrivit unor sondaje exersate în perioada premergătoare, mulți români și-ar fi dorit așa ceva. Ei bine, a venit anunțul din partea Laurei Codruța Chioveși, care a lămurit opinia publică cum stă treaba cu candidatura ei la alegerile prezidențiale de la anul. Dacă vă așteptați, vă doreați să participe la aceste alegeri? Nu e după cum vrea ea, e după cum vor ea din spatele ei, care au eșuat în experimentul pe care l-a făcut recent. Dar eu am zis într-o emisiune de televiziune, dacă candidează Chioveși, eu nu le-am cu ori, dar dacă candidează Chioveși, candidez și eu. Ați spus, da. Deci nu, încă o dată vă spun, chestia asta, listă, cine mai candidează? Candidează Joana, candidează Chioveși, candidează Ciucă și alți ce, da? Păi, dacă nu te sprijină un partid care are structuri în teritoriu, cu observatori, ăla care are o bază mare, n-ai nicio șansă. Și asta e o tâmpenie. Întrebarea mea ar fi, nu dacă candidează Chioveși, ce partid își asumă să o pună pe asta candidat la președinție? Și nu o să fie USR-ul. Dacă va candida Chioveși, în târg, în Cismigiu, vorba unui politician, se vorbește că liberalii, care vă dați seama că nu pot să se ducă cu Ciucă, că ajung în groapa în care a ajuns și PNTSE-ul, da? Deci, se vorbește în târg că liberalii
Ar fi adoptat-o și... Nu, ar fi obligat să o adopte. Obligat. Cum au fost obligați să adopte 70.000 de președinți. De către... Așa rău? Pentru liberal să ajungă în situația în care... Așa se vorbește în târg. Rămân la această ultimă soluție. Laura Codruța Kövesi și, sigur, un candidat cu șanse, cu ce șanse importante potrivit sondajelor. Eu n-am care sondaje? Care l-au dacă, dat pe opozantul lui Erdogan? Mirel Palada, dacă Mirel Palada, care nu e fanul Laurei Codruța Kövesi și în mai multe ediții de aici, în platoul ăsta, a menționat-o în topul preferințelor electorale, habar n-am. Modelul Vlad Țepeș încă funcționează la români. Habar n-am de ce românii merg pe această linie și se lasă atrași de modelul ăsta, dar se pare că așa era, adică avea șanse. Sau ar avea șanse. Însă a făcut marele anunț. Și anunțul este... Că nu candidează. Că nu candidează, ziceți asta. Eu nu mai joc. A negat ferm că va candida pentru alegerile prezidențiale din 2024. Ce spuneam eu, Mădălin? În România. Nu, dar Ciucă, ce ne-a zis Ciucă înainte să ajungă prim-ministru? Eu asta nu intru în politică. Asta nu înseamnă cum? Ciucă, actualul, da, șef al PNL-ului, a zis că el nu face. Domnule Ghilezan, asta înseamnă că nu va candida? Dacă a negat ferm că va candida, înseamnă chiar că nu va candida? Sau ne trezim cu ea pe o turnantă, o surpriză de asta masivă la anul? E posibil? Eu las pe prietena mea veche să-și spună primul cuvânt. Marius, eu nu sunt doamna Maria Grapini. Trebuie să o întrebăm pe ea. Deci, nu, am spus la un post de radio, ei se rezervă un post mult mai sus, nu este pentru România, chiar dacă măsurătorile o dădeau la Marius Pieleanu și la colegul celălalt care scrie foarte bine... Palada? Palada. El, Palada, de fapt, a fost primul care a făcut o simulare între finaliști, Doamna cu exact. Kövesi și toate ieșa Kövesi datorită prizei puternice pe care o are la tefeliști, acești idealiști care cred că totul se rezolvă prin lupta anticorupție, dar factorul intern nu dorește și este o blocadă totală. De vreo 6 luni de zile nu vrem Kövesi și Kövesi va fi pregătită pentru a-i lua locul Ursulei von der Leyen, așa cum a zis politico.com, președinta americană a Uniunii Europene. Deci aici este, arată ultimele informații. Vești că pentru România. Vești minunate să avem această Ursula von der Leyen, pardon, de Leyen. Am corectat pentru... Mă rog, da. Da, în editorial am putut să scriu Ursula von der Leyen. For the Lenny. Linen. Da, deci, dar pentru CNA trebuie să ne corectăm. Da. Deci von der... Deci asta în ideea... Asta în ideea că alegerile europarlamentare o să mai fie așa cum au fost în ultimii ani. Adică? Că se aduce lume puțin, da, și că o să se facă un parlament care nu-i bun de nimic decât să ridice mâna și să dea din cap. Și în ideea că Europa o să fie condusă de niște țâșbâști, eu le zic pulifrici, îmi cer... este expresia mea. Da? Este expresia mea. Eu, nu. Babele, pot să spună ce vor, ce vor. Da? Bine, păstrațiile pentru acasă. Nu. niște indivizi care n-au fost aleși niciodată. Tiriplici, cum le zic eu. Eu așa le ziceam la școală. Așa. Deci, care n-au fost aleși niciodată, nu le știm fețele, da? Și care nu știu ce fac noaptea, de dimineața se trezesc cu niște directive de bagă Europa economic în gard, da? O să vedeți că la alegerile din mai 2024 lucrurile se vor schimba. În sensul? În sensul bun, în sensul că s-a terminat, tată. Parlamentul european, care costă o groază de bani, trebuie să înceapă să fie organul legislativ. Și comisia să aplice ce decide marea masă. Așa, și... Iar chestia cu federalizarea, forget it. Criza economică care vine, și rade cine va fi parlamentul bun? Parlamentul bun este un parlament care acolo se fac legile, nu directivele Comisiei Europene cu niște comisari care au fost aleși
pe negocieri politice. Bun, să facem un exercițiu de imaginație că suntem în 2024, la sfârșitul lunii mai, când se știu rezultatele. Da? Creștin-democrație... Ce grupuri europarlamentare vor compune majoritatea anul viitor pe timpul ăsta? Nu va fi o uniune. Nu vor mai fi creștin-democrații care au condus prost în ultima vreme. Sondajele arată că SD-ul, SND-ul împreună cu PPE-ul sunt sub 40%. Dar valul progresist nu se poate opri, cum nici valul suveranist. Deci nu poate citi nimeni în stele că va fi progresismul. Va fi o fărmițare a puterii. Apropo de valul progresist, doamna Căveși a mai îndulcit un pic afirmațiile legate de corupția din România după ani de zile în care a nu e cea mai coruptă peste tot. România nu este cea mai coruptă țară din UE. Cunosc situația din 22 de țări membre. Faptul că nu există anchete, interesant, în anumite state membre, nu înseamnă că acestea sunt curate și că acolo nu există corupție. Faptul că există cazuri de corupție pe care le anchetăm în România, asta nu înseamnă că este o țară coruptă sau că este mai coruptă decât alte țări. Domnule Constantinescu? Părerea mea ca om de afaceri și din 90, din martie și până în ziua de azi, când n-a fost niciodată așa corupție mare cum este acum în 2023 în România, având puțină interacțiune și pe la guvern și peste tot și cunoscând foarte mulți oameni politici, spun că afirm cu tărie că niciodată n-a fost așa corupție mare cum este acum România și așa de extinsă și niciodată n-a controlat politicul și presa și justiția și CNA-ul și absolut tot și automat cum scoate unul capul sau deschide gura sau ceva, automat sistemul îl bagă la fund. Adică e cel mai căpușat sistem de după 90? De după 90 încoace, exact. Dar exact. De către cine? Cine l-a căpușat? Politicienii. Coaliția asta... Politicienii sau structurile? Sau reprezentanții... Deci, ca să înțelegem foarte bine și putem să ne uităm în istoria de 90 încoace și nu doar la noi și în afară. Ca să poți să ajungi în funcție executive în stat, trebuie să ai ori schelet în dulap, ori să-ți fi făcut băieții când erai mic, ori să fi făcut ceva rău și ca băieții să poată să scoată dosar, ori să fi luat niște case mai cu japcă, așa. Adică nu ajunge nimeni, cum a zis doamna Tatoie, domnule, eu candidez, dacă candidează și Codruța, n-are nicio șansă. A spus dânsa cu gura dânsei. Da. Pentru că dacă nu ai ceva de care poți să te agațe băieții, n-ai cum să ajungi într-o funcție în stat în așa fel încât să poți tu să iei decizii de capul tău. Păi, tot nu ne-ați răspuns la întrebare. Politica este cea care conduce România sau structurile? Structurile prin politică. Uitați-vă la comisiile parlamentare, SRI, SIE, dacă e vreunul fără dosar penal acolo sau vreun om deci care n-a avut nicio treabă. Deci conduc România, așa cum am spus noi de ani de zile. E posibil ca paralele, comisia SRI sau SIE să fie oameni cu vechi dosare penale care au fost condamnați sau care sunt curs? Pe de altă parte, să știți că adică trebuie să luăm în calcul și faptul că în România multe dosare penale au fost făcute ca să dea bine și în fața celor din afară. Noi suntem specialiști în spectacolul justiției. De acum poți să faci dosare penale? Mădălin, cum poți să faci dosare penale dacă ai o justiție curată? Cine a zis că avem asta? Păi, deci problema este cum ajungi magistrat într-o funcție de top? Tot așa. Pentru că dacă justiția ar fi într-adevăr curată, echilibrată, nu ca în Italia anilor 60-70, cam acolo suntem noi acum, cum era prin anii... Operația înainte de aia, când se omorau între ei, când schimbau prim-ministrii ca șosetele. N-am ajuns să fie aruncați în aer păstrăzi niște judecători din România. N-am ajuns în faza în care să fie aruncați în aer sau să fie... Da, aveți probe? Hilăriți. Ce? Cu ce? Ai probe că suntem la nivelul anilor 80, pentru că eu știu magistrați excepționale în România. Deci, încă o dată, am coordonat grupurile de lucru ale CSM-ului 4 ani de zile și cunosc magistrați excepționali, deci, și care nu sunt obedienți rețelelor. Cred că și domnule, care e procentul? Știi procentul? La deci, cursurile mele erau jumate-jumate. În momentul în care tu vrei să evaluezi un fenomen în care evaluezi resursa umană, nu te uiți la câte diplome are și că l-a cunoscut Ghilezan pe unul care era excepțional, 2, 3, 10. Te uiți la rezultatele activităților care, dacă te uiți în piață, ieșim acum pe stradă și din 10 oameni pe care îi întrebi, 9 o să-ți spună că a avut probleme pe și... Pe de altă parte, Chiovici zice o chestie, o nuanță foarte interesantă. Zice că ăștia din afară nu prea fac anchete.
că dacă ar face anchetă, ar avea ce să găsească. Nu, fac anchetă, dar le închid când se ajunge prea sus. Ar avea ce să găsească. Ce nu spune Codruța Chioveși este relațiile pe care le are datorită EPO cu serviciile secrete din țările care au admis EPO. Deci Ungaria n-a admis niciun EPO. L-am pus pe Barabaș, pe un coleg de-a nostru din Budapesta, să-l întrebe pe Victor Orban. De ce nu faceți un DNA și în Ungaria? Și la care a zis, nu vrem să transformăm Ungaria în România, a zis Orban. Anii 2012-2013. Și are dreptate. Mie mi se pare că Orban are dreptate. Nu, nu, în conferință de presă și am repetat-o cu bulgarii, cu prietenii mei din Bulgaria, să-l întrebe pe Boris Borisov și l-a dat-o mai cotit-o. A zis, prima dată vrem să vedem rezultatele luptei anticorupție din România și după aia aplicăm. Și off the record, Monica Macovei în 2014 s-a dus cu Laura Codruța Chioveși și 2017, amândouă, și au fost talonate de serviciile secrete și au spus, dacă mai veniți a doua oară, vă dăm persoane nou în grata. Le-au filat la vedere. Unde s-au dus? S-au dus să se întâlnească cu societatea civilă. Unde? În Bulgaria? În Bulgaria, da, da. 2016 sau 2017. Și au fost talonați de către ofițeri ai serviciului de informații. Acele servicii de informații țin cu țara, nu ca la noi. De frica luptei anticorupție. Deci n-are Laura Codruța Chioveși și steagul României în piept și are steagul Ucrainei și slava Ucraina. A, bun. De ce? Adică cum ar putea să ne gândim că ar candida cineva la președinția României care pune în piept steagul altei țări, care ne-a prigonit și ne-a umilit și ne-a interzis limba română și ne-a bătut preoții și asta? Adică cum pot să pun steagul altei țări în piept? Pentru că este în tren. Bun. Este ca mișcările astea noi din Uniunea Europeană și din America. Dar problema, haideți să o recunoaștem. Bine, nici n-aș generaliza. În ceea ce privește Ucraina, da, știm cu toți românii că avem niște probleme pe filiera Bucovinei, pe zona istorică a Bucovinei și cu maniera în care s-au purtat autoritățile ucrainene față de minoritatea românească de acolo. Și se poartă și acum. Dar, cu bisericii, cu preoți, au arestat preoții ortodoxi. Dar, bine, e un context ceea ce spunea doamna Tatoi acum. Deci, bun, nu context, dar nu se pun steagul lor în piept. Deci, încă o dată, a fost cum a fost cu la fotbal, că trebuiau să îngenuncheze cu ăia, cu Black Lives Matter. Da, mă, tată, înțeleg, achesez, dar nu așa, achesez așa cum am învățat eu la comunitatea evrească din Timișoara. Așa. Așa am învățat și eu. De ce degetul e mai mare? Tot la Timișoara. Da, da, așa. Dar nu mă duc de, și fac și mă îmbrac la cărți. Apropo de lupta anticorupție, iată ce se întâmplă în Statele Unite. Sărim un pic așa, înainte de a se complica lucrurile spre altă zonă. Familia nu-ți Biden, place chestia asta? Familia Biden ar fi primit $1,000,000 de la... Nu, a primit că sunt documente oficiale, nu că nu sunt speculații, Mădălin, nu sunt speculații, sunt documente oficiale. Nu, că mai sunt tot felul de... Sunt documente oficiale, care au fost publicate. Deci $1,000,000, sigur, restul au ajuns în nu știu ce, imediat, toată povestea. Sunt 3 milioane cu totul, dar au ajuns și în conturile unor băieți care au legătură cu familia Biden, ori personaje care au legătură cu familia Biden. Păi la FISO. Familia Biden a primit $1,000,000 de la facilistul român, așa. Membrii Republicanei Comisiei de Supraveghere a Camerei Reprezentanților din Congresul American au afirmat pe 10 mai într-o conferință de presă că președintele Biden, care este democrat, a luat bani de la omul de afaceri român Puiu Popoviciu, condamnat... Și după aia a venit în România, când era vicepreședinte, și a zis corupților, nesimțiților, să nu mai furați, să nu mai faceți, după ce a luat bani de la Popovici. Bun, a zis așa, și ăsta, președintele Comisiei de Supraveghere din Camera Reprezentanților, republicanul James Comer, a făcut această afirmație. În timp ce vicepreședintele Biden dădea lecții României despre politica anticorupție, ce spune? În realitate el a fost un panou publicitar ambulant pentru ca fiul și familia lui să strângă bani. Cum făceau austriecii. Corupțiuni în România, da, și da, când am da, aflat flancat de alți membrii comisiei, îl avem și pe Comer, ca să nu... Acest domn, James Comer, a promis deci, serviciile românești de informații au avut multe detalii despre vizitele lui Hunter Biden aici. Și acum am povestesc cei care se ocupa de instrumentalizarea acestor... Nu au înțeles de ce administrația americană nu s-a folosit și n-a cerut aceste informații. De ce Trump nu le-a folosit cu probele care sunt aici de corupția lui Hunter? Asta este James Comer, nu? Asta este conferința de Dar de ani de zile se vorbea de fiul lui Biden, exact. Că nu e tocmai... Deci eu am auzit acum 5 ani sau cu 6. Deci n-au apărut atunci dovezile că le aveau de atunci. Am mâncat de nu știu de câte ori în centru vechi. Cine era ambasador?
pe vremea aia. Mr. Clem? Clem. Clem era? Clem. 2017-2016. Era Ghitinștin. Nu, ăla era... Băi, ce făcea ambasadorul? Ce conta cine era ambasadorul? Ce putea să facă? Șefule, a venit fiul vicepreședintelui să ia șpagă de România de la Puiu Bovi, sau ce făcea? Nu trebuia să întrebăm ambasadorul, trebuia să... Cine era însărcinatul? În acest moment e o suspiciune că acești bani au o motivație dubioasă. Și atașatul cultural. Cine? Ambasada Americii pe ce teren ați construit? A cui era? Pe unul pe care îl vrea Becali. Așa m-a plăcut. Nu, dar cui era terenul respectiv? Nu, numai el. A cui a fost terenul când a construit ambasada Americii? Nu a fost al armate? Nu, al lui Puiu Popovici. Înainte a fost cu afacerea, cu Băneasa. Dar în momentul când au făcut contractul cu concesiune... Nu, erau ale USAMV-ului, a Universității. Nu, dar în momentul când ambasada Americii a construit... Și s-a făcut un proces și... N-a stat Menchikovski, a stat la pușcărie. A murit unul dintre profesori care a semnat acel... Subit sau a murit normal? Nu sunt, dar au făcut pușcărie niște oameni care au fost luați de fraier care au semnat ca primarul, da? Acolo, și nu s-ar fi aflat nimic, ce am înțeles eu, că nu s-ar fi aflat nimic dacă Gigi Becale, cum știi nu, pe Gigi Becale, a zis, stai, eu le vreau pe alea. Și au făcut scandal. Deci le-ați dat la pui și nu le-ați dat mie. Și așa s-a ajuns și s-a aflat. Și ambasada americană a fost construită pe... Da, dar în momentul când era Popovici proprietar. Un penthouse pentru... Unde stă Ioan acum. Unde stă Ioan acolo. Da, deci, Comor, iată ce... N-avem probe. Le-a dat Popovici. Probe. Nici banii ăștia nu sunt la capitolul condamnări. Sunt considerați de către republicani în acest moment o filieră dubioasă prin care acești bani au ajuns în buzunarul familiei Biden, ținând cont de faptul că Puiu Popovici este condamnat, de exemplu, pentru corupție în România la 7 ani de închisoare. El fiind au ajuns în Delaware sau... Fiind în Anglia și nefiind lăsat să intre, să fie, mă rog, să se întoarcă în România. Comer, care este totuși președintele Comisiei de Supraveghere din Camera Reprezentanților, flancat de alți membri ai Comisiei, așa după cum vedem, a promis că forul pe care îl conduce va merge până la capăt în ceea ce privește implicarea președintelui Biden, eventuala implicare a președintelui Biden în afacere din România și din alte țări, precum China, Rusia și Ucraina. Urmând să depună citații pentru înregistrări bancare și de altă natură, nu am văzut niciodată o familie prezidențială să primească aceste sume de bani de la adversari din întreaga lume. A zis Comer, vorbind despre câteva țări astăzi, a precizat același care personaj. Adversari? E vorba de bani. Deci banii nu există cu... N-au miros, tată. Deci... deci există o celebră înregistrare în fața unui consiliu care era abrevierea CEC, în care Biden recunoaște când era vicepreședinte al Statelor Unite ale Americii că a trimis pe fiul lui să schimbe procurorul general din Ucraina. Am văzut. Că am publicat acum 5 ani. Și că... nu vei primi ajutorul de $1 miliard din partea administrației americane dacă nu schimb procurorul general. Și zice, eu nu te cred pe tine. Și zice, vreau să vorbesc cu vicepreședintele, cu tatăl tău. Și s-a pus, asta a recunoscut Joe Biden. Nu a avut încredere în mine și în fiul meu și am sunat și într-adevăr am confirmat că trimite miliardul dacă schimbă procurorul general. UE nu face așa cu Polonia, că a zis, dacă nu face ce nu face cu justiția, nu le mai dă bani? Nu atât de... În altă... E același lucru. Este șantaj. Da, dar e la suprafață. Adică e pe față. Dar dacă îmi face hegemonul... E pe față. E o discuție pe față. Aici erau canale... Păi justiția independentă. Nu? L-a condamnat pe Trump acum pentru... Nu știu ce... I-a dat 5 milioane lui actrița aia porno că... 5 milioane... $5 milioane la Trump nu contează. Mult mai puțin. Mult ce? Mai puțin. Vreo 200.000. Sute de mii de... Nu. Au înțeles că 5 milioane. Nu, 5 milioane e sentința. 5 milioane e sentința. Poate la pachet cu toate cele 30 de capete. Nu, 5 milioane e sentința, dar... Poate cauțiune. Și întrebarea mea a fost, după ce am citit, că știrea asta pe care noi o citim acum, o discutăm, a venit la 48 de ore, după anunțul, privind condamnarea lui Trump. Și ajungem la povestea cu serviciile. Deci, nu există, eu sunt de matematică, eu nu cred în întâmplări, da? Probabilitatea ca asta să fie răspunsul susținătorilor lui Trump și a, din serviciile americane, care acum se ceartă, până acum se certau în interior și noi nu știam nimic.
de la alegerea lui Biden aia cu scandal, cu Capitoliu, au început să se certe ele între ele, serviciile și FBI și CIA și toate astea. Asta o știu de la prietenii mei care sunt și republicani și democrați. Da, nici nu... Și acum aflăm și noi ce-i pe acolo. Da? Deci, chestia cu Hunter a apărut, ca să întreba de ce n-a fost atunci. A apărut pentru că ăștia au trecut linia roșie. Că se nu știa se... de ani de zile. Au adică trecut linia roșie de când de au acuzat acest... pe treabă. Hai să-l arătăm și pe Hunter Biden, că nu-l vedem aici în imagini. Să-l arătați când e treaz. Să-l vadă lumea. Când e treaz? Aveți probe? Dar nu, că am văzut pozele. N-am fost atent la... A zis doamna datorită să l-a dat de când e treaz. Păi zic că aveți probe? Da. Păi nu, când e treaz, în sensul când e... Păi bine, să doarme. 20 de ani. Nu doarme. Biden, pe vremea când avea o expresie facială mai inteligentă. Mai inteligentă decât acum. Inocența se pierde ușor. Iată ce spune Comer, James Comer. Mi-ar fi greu să cred că Hunter Biden a fost atât de carismatic încât să convingă cetățeni străini să vireze milioane de dolari nu doar în contul său, ci și în conturile a 8 membri ai familiei sale. Sunt niște verișoare pe acolo. Credem că mătușa a existat un profit al investiției. Varianta americană. Nu există mătușa Tamara, este verișoara. Pe care nu o cheamă Tamara, dar Hailey, ceva de genul Hailey. Sau fata. Legătura lui Hunter Biden... Uite, asta e poză. Nici nu mai seamănă. Deci că e taxul ăla din prima poză. Da. Într-o notă de 36 de pagini, Comisia Camerei Reprezentanților a citat înregistrări bancare pentru a descrie modul în care 3 milioane de dolari ar fi fost transferate între noiembrie 2015 și mai 2017 de la compania Bladen Enterprises, deținută de Popoviciu, la Robinson Walker, știrea ei din Libertatea. Asta e și spălare de bani, până la urmă. Da, adică... Robinson, nu știm, încă nu e condamnare, dar asta e filiera. Robinson Walker LLC, controlată de Rob Walker, partenerul de afaceri al lui Hunter Biden. Din cele 3 milioane de dolari, nota arată că aproximativ o treime, adică 1.038.000, ca să fim exact, așa apare în Libertate, 627 de dolari, 0,08, ar fi fost transferat această parte în conturi bancare aparținând lui Hunter Biden. Prima inorore a lui Joe Biden, Hailey Biden, deci nu e nici verișoară, nici soră, nu... Prima noră. Aia care... soția băiatului care a murit? Cred că cancer? Da. Prima, Hailey Biden și unui alt membru al familiei Biden. Plata din România reflectă o împărțire similară a unei sume de aproximativ 3 milioane de dolari la începutul anului 2017, provenind de la firma chineză CFC China Energy, din care CFC... China Energy, din care aproximativ o treime a fost împărțită între Hunter, Hailey și alți membri ai familiei Biden. Da, ăsta a fost scandalul în care au scos din rezerva federală americană niște resurse de gaze sau nu știu ce și l-au vândut Chinei. La un moment dat, cel de-al doilea fiu al lui Biden a încheiat un acord secundar separat cu magnatul român în afara firmei sale de avocatură Boies Schiller Flexner LLP. O persoană familiarizată cu această înțelegere a declarat pentru The Post în luna august anului trecut că acordul paralel cu Popoviciu le-a adus lui Hunter și asociațiilor săi milioane de dolari. Nu este clar câți bani a câștigat Hunter Biden din munca sa, cinstită până acum că nu e nicio condamnare, pentru Popoviciu în cadrul Boies. Dar ce afaceri, că ai zis că e om de afaceri, Hunter ăsta, nu mă pricep, n-am auzit de el de acum câțiva ani. Ce afaceri face el sau ce făcea? Intermediar. Deci el, obiceiul lui, a fost tatăl, a fost tot timpul la vârful administrației americane. El era un fel de lobbyist. Mergea și ia de la ăla. Aveam și noi pe timpul lui Ceaușescu din ăștia copii la Loga, care spune tata rezolvă. Da, și dacă ne îmbătam, nu știu pe unde, tata rezolvă. De... Viorel Hrebenciuc era la un moment dat considerat un fel de om care rezolvă orice. Exact. Dar și Hunter pleca orice în lume și spunea tata rezolvă. Da, bine, acum, hai să o zicem pe dreapta. Și Trump a avut un intermer de asta, bărbatul lui nevastă. Că au fost pline ziarele. Din bărbatul lui nevastă? Lui Fisa. Cum îl chema? Mă, vreun amant. Dar nu înțelegeam. Bărbatul lui Fisa, scuzați-mă. Bărbatul lui Fisa pe care îl vedeai peste tot. Dar nu vorbim aici de binerică. Subiectul este Hunter Biden. Acum, dacă o luăm ca la ploiești, iar ne trezim ca la România. Am vorbit de intermediar. Fiecare are câte... Mă întreb care o fi intermediar. Deci noi nu avem o lege a lobby-ului pentru că ambasada Americii nu ne lasă. Nu știm dacă nu e pe baza legii lobby-ului contractul ăla. Sau i s-a dat la plic. Nu știm. Avem doar o singură voce. Legea lobby-ului funcționează foarte bine în America. Din păcate, legea lobby-ului în România... Sau, din păcate, legea lui nu există în România, pentru că dacă ar exista, ne-ar reuși să scoată niște bani la suprafață.
Pentru că dacă exista niște... legea lobby-ului aici, domnule, eu îl plăteam pe aia să-mi aranjeze o poză cu tatăl. Dar nu numai asta. Legea lobby-ului ar avea și aspecte benefice pentru comunitățile din România. Pentru că s-ar crea o competiție în administrație, ar veni niște bani către comunități. Băieții ăștia s-ar agita ăștia din administrație. Să aducă bani către comunități ca să-și ia comisioanele, bonusurile de performanță. Și per total, legea lobby-ului, din punctul de vedere, una cinstită, nu făcută aiurea, chiar ar duce, chiar ar scoate bani din offshore. Nu mai esență lupta anticorupție. Dacă ar exista legea lobby-ului, nu are esența. A zis de Italia, manipulite. A venit Bartolomeu pe patul de moartă. Și ce vrem să vedem? Niște găinari în pușcărie. Oameni care oricum, pe care să fac ceva pe lege în general, pentru că pentru asta intră în politică, ca să facă rost de bani pe filiere negre și murdare. Sau să avem bani pentru comunități, să impozităm și șpăgile, ce-or fi, să avem bonusuri de performanță, credeți că mie, de exemplu, Juncker mi-a povestit pe vremea când... Nu vrem eficiență, acolo... Pe vremea când eram în PPE și mă ocupam de PNC, eram toată ziua la PPE. Și cu Juncker am înțeles de unde vine sciatica și am combătut nopți întregi. Și mi-a explicat cum a mărit PIB-ul Luxemburgului, cât a fost el prim-ministru, de 3 ori prim-ministru, pur și simplu a albit banii negri ai multinaționalelor germane și engleze și le-a făcut offshore-uri în Luxemburg și a mărit, aducând banii negri ai corporațiilor în Luxemburg. Deci nu e anticorupție, nu e inventată de români. Anticorupția, noi am fost un experiment după Mane Pulite, ce a ieșuat și ambasadorul Bartolomeu, pe patul de moarte, ambasadorul american, a spus la Republica, unui reporter, a recunoscut că acel consul care ținea legătura cu procurorul de caz cu Di Pietro, da? L-a recrutat ca ofițer CIA pe Di Pietro și pe toate aia. L-am acum avut neagă, invitat în emisiune, la vremuri, pe Di Pietro. Am fost și eu la drept. Eram la Național TV. Eu am văzut, deci încă o dată, dacă ziceți voi să facem legea lobby-ului, să facem știu... Vreau să-l aud, uite, un om de afaceri, vreau să-l aud după aia pe domnul Sorin. Deci sunt de acord, cum ai spus, cu legea lobby-ului, dar cu măsură, să zic așa, adică asta să nu înlocuim traficul de influență și corupția cu legea lobby-ului. După ce am distrus masoneria, capitalismul și cea mai comunismul și social, toate le-am distrus, și sigur, și legea lobby-ului o să o facem noi dâmbovițeană, astfel încât... Nu, eu aș vrea o cinstită, la modul ăsta. Da, cinstită la cu cine? Nu știu, să încurajezi managerii să intre în administrație, să le dai comisioane de performanță, că așa o să intre numai ăștia care oricum fură. Deci, nu o să mai intre nimeni în administrație, pentru că sunt arestați pentru diverse semnături și situații genul ăsta. O să ajungem într-un blocaj la un moment dat, când operațiunea asta anticorupție ne va duce în gard de tot pe zona administrativă. Vor candida numai ciurucuri, numai ciurucuri. Deci ne îndreptăm spre această zonă în care numai ciurucurile vor intra, da? sau ăia căpușați și manevrați de structuri sau de tot felul de grupuri de interese vor intra, dacă vor candida. Dacă avem legea lobby-ului, o să... Permitem unor oameni cu pregătire să intre în administrație, care se descurcă oricum să facă bani, care au făcut bani în viața lor în cum mediul privat. Cum să intre în administrație cu legea lobby-ului? Să candideze în funcții administrative. Păi și aduc, să zicem că aduci 5 milioane de euro într-o comunitate, ei convins pe unii din afară să-ți dea 5 milioane de euro să investească în niște proiecte locale. Dar e funcționar public? Da, nu mă interesează. Și să nu, ții... nu așa funcționează păi legea nu, și să ții, echipa ta, și să ții comisiuni de performanță din banii pe care legea i-a dus. Nu, eu așa aș face, îmi pare rău. Prietenii mei de la Bruxelles mi-au explicat. Deci una se întâmplă în comisia aia și nu știu ce, și alături sau crezi departamente de genul ăsta de lobby pe lângă primărie. Care la cafea, da? Cu ăia din comisie, fac lobby, da? Și ăia și obțin niște directive. Și ce, nu avem voie să fim originali? Nu avem voie să fim originali? În Germania se întâmplă așa. Am mai dat exemplul ăsta. La un primar te duci într-o localitate și vrei să-ți construiești casă. Da. Și îți spune, da, ai 3 tipuri de case în această zonă, numai astea pot fi construite, lucrezi fie cu firma aia, fie cu firma aia, fie cu firma aia, la primărie, așa ți se spune. Aici ce-ar, puneau cătușe. Ce-ar fi în România? Aici dacă în România s-ar întâmpla asta? S-a terminat. Nu, pe bune.
De ce în Germania se întâmplă așa ceva? În anumite landuri. Nu, asta, eu ca om de, sunteți de acord ca om de afaceri cu așa ceva? Dacă eu am firma mea, vreau să-mi o fac. Nu, asta n-am spus că asta ar fi modelul. Eu am spus că aș da niște comisioane de performanță. Deci eu am făcut un portal web cu echipa mea de creație în 2012 pentru prefectura din Rhône-Alpes. Și zic, bun, seara, când am degustat, zic, băi, cum să fii mulțumit, domnule prefect? Păi zice, în proiectul ăla îi faceți contract de muncă nepotului. Și zice, dar noi cerem doar 5% din sumă. Faceți un salariu de 5% și pentru nepot. Nu-i ca la voi în România 20%. Dar este și la noi. Deci, anticorupția n-a existat în dreptul roman. Am pus pe un student să-l întrebe pe principalul profesor. De ce nu este corupția, anticorupția în dreptul roman? Nu există așa ceva. A fost inventată de CIA ca să strângă de gât clasa politică din Italia, pentru că avea interese economice în Sicilia. Când a venit Berlusconi și a predat cifrurile, codurile și a lărgit Sicilia pentru bazele americane, a fost băiatul bun. A făcut pușcărie, a venit, a schimbat codurile penale și nu mai a protestat nimeni. Dar în Italia s-a terminat lupta anticorupție în 2-3 ani sau 10. Când s-au schimbat o clasă, s-au terminat creștin-democrații. Acolo a intrat mafia în politică. Deci așa s-a terminat. Deci acum, deci apropo de mafia italiană, povestea un prieten mai din Sicilia. Zice, l-au arestat pe șeful mafiei din Sicilia. L-au arestat că ăla e pe moarte și a aranjat toate treburile. Ăla stătea, avea, toată lumea știa, avea hotel, avea mașină. Deci a fost... Și că au arestat șeful mafiei. Deci nu s-a schimbat nimic. Eu aș vrea să... Domnule Constantin, cum ați vedea legea lobby-ului în România? O variantă simplă, simplificată. Păi... Om de afaceri cunoscut, viral. E foarte greu, pentru că e foarte interpretabilă legea lobby-ului. Și peste tot, am fost la Bruxelles, am vorbit cu avocați care făceau lobby acolo pe firme când am schimbat legea în 2015, legea jocurilor de noroc, în 2013-2014, am fost pe la Bruxelles și... cum să zic, văzând cum fac ea lobby acolo, m-am tras un pic deoparte, adică cum am spus dumneavoastră cu situația de la noi, că firma aia sau aia, spun că tu și imediat, deci e foarte la limita legalității o lege a lobby-ului și având noi istoricul ăsta de țară coruptă și țara șpăgilor și peste tot nu poți să intri să lucrezi la stat sau să faci ceva sau să îți rezolvi un dosar mai repede decât dacă dai șpagă, va fi foarte dificil să implementezi o asemenea lege în România. Deci, uite-te, povesteau niște prietenii mei. Ce vrem. Prietenii mei corsicani circ sau îmi povesteau așa. Zice, băi, la voi nu-i corupție în România, mă. Față, da. Zic, de ce nu? Pe la noi, la Marsilia, la primărie, nici nu poți să depui dosarul dacă nu ai ștampila corsicană care este, nu e de ștampilă. Deci nu poți să intri într-o licitație la Marsilia. Marsilia este condusă de corsicani. Că e bine, că e rău. Păi dacă la Neapole te duci să ceri bon fiscal, te strângă aia de gât. Deci, o dată vă spun. Deci, Europa, nu, fiecare este ca un fluviu care nu merge numai așa. Mai găsești o alee aici, atunci, o alee aici. Alții au ales eficiența, da? Care eficiență? Păi nu, au ales să aibă astea, cum să zic, în afara filierelor de corupție. Pune-mi mie o țară care nu-i coruptă în Europa. Am zis eficiență, am zis în sensul să aibă bani, să impoziteze, să aibă bani la buget. E coruptă, dar cum a spus colegul din platou, cu 5%, nu cu 20%, sau cu jumate-jumate. Dacă ne uităm la Sebastian Kurz, dacă ne uităm la Sebastian Kurz... Miracolul progresismului, nimeni nu mai știe cine e. Următorul despre care o să auzim acum este Marc Rutte. Foarte repede povestea participării noastre la Eurovision. L-am încercat să-l sunăm pe puștiul ăsta care a participat. A văzut mesajul. Aia era puști, eu am văzut imaginea că e o fată, păsărică roz, nu? 18 ani. E băiat? Da. Ah, eu am văzut că e fată. Nu, și era cu iubita acolo. Era băiat care se îmbrăca în roz? Da, se mai îmbracă și băieții. Am avut și un costum roz într-o seară, dar nu prea... Așa? Genul ăsta? Nu așa. Deși au urât spalada. Dar cine a plătit să se ducă? 400 de mii de euro. Domnișoara asta acolo. Cine a plătit? Chiar, da, sunt niște sume defalcate. Taxa e de 130 de mii a fost participare. Taxa de participare a României la Eurovision este de 180 de mii de euro. 180? Da, e un băiat de 18 ani. Dacă vorbiți toți, nu se înțelege. Deci cât am plătit taxa? 180.000 de euro este taxa, nu pentru el.
De participarea României la Eurovision. Un concurs care este politizat, după părerea multora. Anul trecut a fost o oroare tot ceea ce s-a întâmplat. Ne-au făcut franjuri, punctele noastre către Moldova nu s-au contabilizat, ale Moldovei către România nu s-au contabilizat, am ajuns să nu ne dăm niciun punct România cu Moldova. Melodie care anul trecut a României a fost bunicică, mă rog, chiar dacă reprezentantul nostru, mă rog, a stârnit tot felul de controverse, tot pe ideea asta progresistă. Și în alți ani am avut piese destul de ok care au fost văduvite de voturile politice ale tuturor acestor țări. E clar că participarea României anul ăsta nu trebuia să se întâmple. Adică era o chestie de bun simț să le dăm cu flit acestor organizatori ai concursului, care este din ce în ce mai mizerabil din perspectiva modului în care se împart voturile. Dar s-au cheltuit foarte mulți bani potrivit calculelor. Publici, bani publici, da? E foarte important. E că nu s-au cheltuit banii mei, n-am sponsorizat eu să dau tatuiu. S-au cheltuit banii statului român prin televiziunea română. Zeci de mii de euro, nu știu dacă... Peste 100.000 de euro. Cum îl cheamă pe domnul care e președintele televiziunii române? Că numai televiziunea română aici poate să participe. Delegația a fost așa. Mihai Predescu, șef delegație. A fost o asistentă șefă de delegație, un șef de presă, un regizor, un regizor muzical, un stilist. Dar mai bine citiți juriu. Juriu, cine ăla e? Nu știu. Nu l-am. Păi ăla e că ăla hotărât. Au fost voturile din public și au fost voturile din juriu. Eu n-am cunoscut pe nimeni din juriu. Iertați-mi ignoranța, că nu știu. Delegație, câți oameni s-au dus cu... 11. 11 oameni s-au dus pe ăsta să-i facă ce, să-l încheie la nasturile de sus? Cea mai ridiculă, cea mai penibilă participare a României de până acum, niciun punct pe ultimul. Deci s-au dus 11 oameni să facă ce acolo? Au râs. Am văzut o emisiune cu norvegeni. Au râs de noi, vreau. Au râs, dar de sus așa. Adică nu-ți ajunge când te-a umilit odată. Păi eu, să-mi facă mie chestia asta, păi dădeam cu ei de pământ. Înseamnă că cineva a avut interes ca România să fie umilită pe banii ei. Păi uitați-vă cum arată, uitați-vă la... Bine, el un băiat care putea să cânte bine, habar n-am. Nu, piesa oricum n-a fost deloc. Dacă piesa era bună, nu conta cum arăta. Ba, da. Păi așa umbli cu, uite, dezbrăcat așa și da, cu... N-a fost chiar cea mai bună variantă. Stilistic, nimic. Bine, acum cine... noi nu suntem mari comentatori de artă și de muzică, de-aia n-am cunoscut pe nimeni dar din juriul ăsta. Dar nu e vorba de artă aici, e vorba de bun simț, de decență. Stați o secundă, l-ați văzut pe ăla cu barbă de-a câștigat în Austria, parcă era? A fost femeia bărbat. Deci este curentul woke acum, care vor să impună acest standard. Vorbeam cu un prieten de-al emisiunii voastre, psiholog în Italia, și zic, dom'le, s-a schimbat ceva la tânăra generație cu transgenderul, cu educație sexuală, el fiind sexolog. A și intrat de vă două ori la voi în emisiune și vă transmit de salutări. Păi zice, da, de unde? Totul este ca înainte, normal. Există fluctuații din astea, apar în omenire, momente, păi zic, da, și Boccaccio. S-a întâmplat, nu? Citeam noi când eram... Mă rog, Boccaccio, să-l faci ciorba asta. Deci există anomalii, dar nu înseamnă că sunt influențate, tinerii sunt influențați. Când deci ăștia încearcă să facă o agendă ideologică. Dacă sunt expoziții la Parlamentul European, trezează orice, cum să zic, normă de bun simț. Ce te aștepți? Problema este în felul următor. Dacă ar fi un cântăreț privat plătit de o casă de discuri pe banii lui, poți să îmbrace cum vrea el, dezbrăcat să fie și doar cu tanga să apară. Dar pe banii mei, pe banii televiziunii publice, ăsta reprezintă România, asta e țara noastră, ăștia suntem noi să râdă, cum a zis doamna Datoia, toți de noi. Dar eu zic măcar, bun, s-a îmbrăcat adică așa, să zicem publică, că e, de nu, dar comparativ cu noi, ai văzut melodia și regia la Republica Moldova? Foarte frumos. Noi n-am văzut, nu mă uit la... Deci nu, eu nu mă uit la de-astea, eu am văzut știrile... Moldovenii ne zdrobesc în materie și ați auzit, dar, apropo de chestia asta ce spunea Ghelezan, cu sus-jos, ce... m-am uitat la San Remo, anul ăsta. Deci San Remo o luase rău la vale și ei cu tot felul de tâmpenii și și-au revenit. Deci omul care a luat San Remo a cântat la Eurovision. Mm-hmm. Altceva. Dar, fiindcă nu e cu NATO, cu nu știu ce, a câștigat Suedia. Nu, dar măcar de-ar fi un artist care să aibă talent, să aibă o muzică. E vina noastră. Piesa să fi fost valoroasă. Nu este vina nimănui decât vina noastră și a politizării televiziunii naționale. Pentru că de acolo, că nu mai a putea să trimite. Mai este vreo instituție de stat nepolitizată. Cum să alegi? Oricum, artiștii adevărați, artiștii veritabili, nu participă la Eurovision, că știu că sunt tot felul de jocuri de culise. Dar nu era așa înainte. Se fac de râs. În cloacă așa.
Când eram eu domnișoară și că era o melodie care a câștigat, am cântat-o 5 ani. Aba, a câștigat la Vă iau YouTube-ul și vă arăt, avem piese, avem artiști români care au zeci de milioane de vizualizări și au foarte mult piese public frumoase, din afară. Decenți. Avem banduri, avem trupe românești care au fani în afară. Moonlight Breakfast, ai un Fly Project, sau ai Morandi, sau ai, bine, mulți artiști români, de la Connector, la Delia, Andra și așa mai departe, care au tot felul de piese. Și tu îi trimiți pe ăștia, trimiți așa ceva la Eurovision ca să ce? Păi dacă așa o stabili juriu. Păi da, dar bine. Cine-i juriu? Că nici eu n-am reușit oamenii, să aflu. Păi artiștii adevărați nu participă. Eu am citit, dar nici niciun nume, pentru că nu-i cunosc. Cine stabilește juriu? Și să duc 11 oameni cu ăsta ca să ce? Să-l machieze, să-i pune hainele, ce fac la 11 băieți, oameni? Am avut atâtea trupe de-a lungul la Londra, timpului, au zeci de milioane de oameni s-a dus, delegație de 11 oameni să cânte băiețașul ăsta la chitară. Problema este că televiziunea română nu se gândește că românii nu vor da voturi. Deci noi sau nu avem voie să votăm pe candidatul nostru. Noi nu votăm români. Noi primim voturi de la români. Nu, și am aflat o chestie păi care venim... Păi ce, nu să votați dacă vă uitați, lăsați și-l vedeați. Votați cu el, nu, nu votați. Dar, nu, dar au dat voturi, că au fost și voturile publicului când l-au ales pe ăsta să ne reprezinte. Păi nu. Dar mi-a spus cineva asta care e mai bătrân ca mine și știe de industria asta, voturile noastre când, am, când a câștigat trei stariu. Și cu cine mai el a luat mai locul fost, Luminițan, el a da. Luat un loc bun. Voturile au venit Paula de la Rusia. A luat loc bun. Atunci voturile pentru România au venit de la Rusia. Nu doar, nu, au fost niște da, ne-a ajutat pe Rusia. Stariu a luat 3 sau 4 Luminița, el a luat 3. Am mai avut atunci Luminița a fost cu ăia de care bătea un în tobe. Proiectul ăla. În bidon, muzical, nu știu ce, butoaie. Îmi scapă, scapă numele acum. Da, da. Și Robert Turcescu a candidat în 2012. Dar n-a ajuns. Dar n-a ajuns. N-a trecut de juriu. N-a ajuns. Păi, n-a ajuns. Oricum, avea... Dacă și la anul ne ducem, de acum. În timpul când o să fie campanie electorală... Păi dacă la anul ăsta ne-am îmbrăcat așa, nu știu cum o să ne îmbrăcăm la anul ăsta. Eu cred că o să fie de aia cu... La anul ne luăm vesta cu antiglonț pe care a primit-o papa. O cerem. Componența juriului, Sebastian Ferenc, Laura Coroianu, Bogdan Stratulă, John Varbiu, numai valori, Alin Vaida, n-am auzit niciodată. Mihai Predescu, Remus Achim. Și cine a selectat juriul? N-am auzit juriul? De niciunul. Televiziunea română. Da. Deci asta spune ceva. După la festivalul, unii sunt organizatori de festivaluri cunoscute, alții... Da, care a, da este o doamnă care... Da, care ar trebui să se priceapă la muzică. Nu, dar acum ar trebui să, ne, să se îndrepte... Asta din bani publici să răspundă de urechi, să-i, bă, nu, v-ați dus 11 oameni, ce ați făcut? Ia, spuneți fiecare, ce ați făcut, ce ați mâncat, ce ați băut pe banii noștri, justificarea pe banii publici. Banilor. Voi de ce l-ați votat pe ăsta? Ce șanse credeați că o să avem? Veniți cu argumente, de ce ați fi crezut că ăsta așa îmbrăcat ca o păsărică roz ar fi avut vreo șansă să ia în top 10? Nu trebuie să-l jignesc. Nu mergem. Chiar dacă uitați-vă la el. Eu nu-l jignesc. Uitați-vă la el. Nu i-a spus numele. Eu nu știu cum îl cheamă. Nici eu. De ce nu-i spunem numele? Andrei Tudor. Andrei Teodor. Dar e normal să îl îmbraci așa? Pare rău pentru el, pentru că la 18 ani, de-abia a devenit major, a fost... El este orchestrat de cineva. Noi trebuie să ne uităm la păpușari. Nu la păpușă. E puști, da. Na, de-abia aștepta să iasă în față. Jignim, să vină... Nu știu, dar uitați-vă cum e îmbrăcat. Cum e îmbrăcat? E îmbrăcat decent? E îmbrăcat decent? Vi se pare că muzică, e îmbrăcat decent? Muzică, sunt nenumărate situații. Până și ăla de la AC/DC, nu, acum pe bune. Este exact stilul AC/DC din anii de acum 20-30 de ani. Nu e nimic deosebit față de... Da, dar AC/DC nu s-a luat. AC/DC? Asta zic. Eurovision. Începea să cânte Michael Jackson sau John Lennon. Muzică, nu se uita cum e vreo, putea să fie fundul gol. Dacă avea o melodie senzațională, nici nu ne mai interesa. Nu, pe asta zic. Melodia lui? A lui, pe da, a cui? A cui? Melodia pe care a cântat-o este a lui? Creația lui? Păi nu, dar lumea nu ascultă melodia, nici eu n-am ascultat-o. Toată lumea să ia de vestimentație fără să nu, pună problema. Domne, toată mișcarea Euroviziune este eminamente politică. Este ideologizantă. Da. Da. Măcar la Netflix să fac niște speculații, aici de-a dreptul direct. Acolo nu, și atunci ce mai participă în domnul Ghirezat? De ce mai participă la Eurovision? Păi de proști suntem. Asta... Bulgaria n-a participat. Toată lumea se indignează, toți suntem la aceeași voce. Bulgaria... Și nu rezolvăm nimic. Bulgaria de-a de zile, nu mai. Deci nu rezolvăm nimic dacă toată lumea se indignează. Deci, în mod normal, directorul televiziunii române ar trebui chemat, directorul televiziunii române ar trebui chemat
cu, să fac un raport la Comisia de Cultură din Camera Deputaților și Senat. De ce am mers pe linia asta? Da? Pentru că Finu, el este Finu lui Pahonțu. Și raportul trebuia votat de Comisia Parlamentară de acum 3 luni. Și nu? Nu i-a trecut raportul. Cineva ține raportul acolo. Probabil ține cu cheițe. Iar aici, după umila mea părere, este un ordin venit de la EMA, o instituție transnațională. EMA care... sau cine? EMA. Care organizează... European, nu știu ce, Awards, Music Awards. Ceva, o confrerie din asta televiziunilor publice. Și care s-au degradat total și nu știu de ce discutăm despre o instituție care... Nu, discutăm în ideea că ăsta este un exemplu de modul în care politizarea din România poate să aducă vor de servicii. Vor să ne pună ștampila, uite, domne, și poporul ăla conservator, uite ce... Nu, este alarma de la telefonul meu, faceți abstracție. Am uitat să o închid. Dacă ne ține așa, luăm publicitate. Nu e bărbață... Ne zăpăcește. Da, vreau să dăm niște imagini cu circul ăsta pe palmier din centrul capitalei. Mi se pare fabulos acest subiect. România este o țară minunată. Pentru că... Luați geanta mea de acolo, copii. Hai să intrăm în publicitate, că ne-am trezit de tot. Îmi cer scuze. Cine mă alarmă? Odată ta cu cineva la casă? Nu, telefonul. Așa sună telefonul la doamna. Sună la mine telefonul așa, pentru că eu am 2 etaje. Hainele sunt jos. Pantofii sunt sus, pălăriile la mijloc. E bine că pantofii sunt sus și pălăriile sunt jos. Prieteni, revenim în câteva momente. Senzaționale subiecte. Comentăm și circul pe palmier din centrul capitalei. Era să avem și noi palmieri din centrul capitalei. Uite că nu mai avem, că s-a supărat domnul Nicu Șordan. Vorbim și de propagandă, de ruși. Rușii vor să facă un cartier pentru americanii care s-au supărat pe valorile democrate și progresiste și promit că la anul vor construi un mega cartier pe lângă Moscova. Vă dăm detalii imediat. S-au gândit să ia niște bani de la americanii care s-au săturat de USA. Mai bine construiesc la St. Petersburg. Că Papa Moscova spune niște e... chestii foarte tari despre tineri și despre familie în general. Mi se pare de comentat povestea asta. Așa. Avem și o propunere aur pe care aș vrea să o comentăm. Care dintre ele? Curtea cu jurați. Revenim în câteva momente, rămâneți alături de noi.